Vreau să vorbesc despre ceva la care eu am meditat foarte mult în ultima vreme și mă îngrozește. Fățărnicia creștinilor. Fățărnicia celor care se presupun a fi creștini. Și mai ales în mediul online. Mai ales la comentarii. Și ce m-a motivat acum să vorbesc despre lucrurile astea sunt niște discuții pe care le-am avut recent cu un om pe care îl cunosc de la mine din cartier. Care spune că e pocăit de vreo 10 ani de zile. Am avut niște discuții cu el pe internet și nu mi-a venit să cred. Om pe care îl cunosc și el mă cunoaște. Nu mi-a venit să cred cum poate să fie atât de fățat. Mie? Și asta m-a făcut să meditez. Mă, nu cumva toți cei care se comportă la fel ca el pe internet. Sau aproape toți, sau majoritatea, Sau cei mai mulți dintre ei. Sunt la fel ca și el. Niște fățarnici. M-a făcut să mă gândesc foarte mult cu asta. Pentru că îl cunosc pe omul ăsta de ani de zile. A tot încercat el să mă atragă la biserica lui. Asta e evanghelizarea lui. Hai la biserică. Așa evanghelizează el oameni. Și se duce prin tot cartierul și le spune oamenilor, hai la biserică, hai la biserică. Da. Și cei mai mulți nu-l bagă în seamă, îl ignoră pe bună dreptate. De ce? Pentru că omul ăsta o lună e pocăit, după aia o lună e bețiv și toți fac mișto de el. Am filmare, video cu el când făceau mișto de el, când băga la păcănele. Te de satana, făceau mișto de el, prietenii lui, vecinii lui. Și râdeau de el. Pe bună dreptate. Ce faci, mă, nu mai ești cu Dumnezeu? Iar cu Satan. Și toată lumea face mișto de el. Tot cartierul face mișto de el. Îl poreclesc, Sfântul Petru, Iuda. Și acum câteva zile, el intră la comentarii, la un clip, nu spune nimic despre ce am vorbit în clipul ăla și încearcă să mă mustre cumva, să mă înjosească cumva să bat apropo, că eu n-am duhul, că eu vorbesc prin înțelepciunea omenească, când îmi va da Dumnezeu cu adevărat, pocăința adevărată, o să văd eu. Rămâi șocat. Nu știi cum să reacționez la lucrurile astea. Dacă ar fi fost oricine altcineva de pe internet, da, bă, vorbești și tu, da, nu știi ce vorbești. Dar când eu te cunosc și tu mă cunoști pe mine, Când te cunoaște tot cartierul, știe cine ești. De ce faci pe Evlaviosul la comentarii? Și după aia s-a supărat că i-am zis adevărul, că nu are dreptul să mustre el pe cineva, să vorbească de pocăință, nu e calificat. Nici doctrinare, nici moral nu e calificat. În plus, a fost dat afară din adunarea locală de unde a făcut parte, din adunarea baptistă de unde a făcut parte, la care îi cheamă pe oameni, el a fost dat afară ca membru din cauza comportamentului lui. Dar el intră pe internet și îi mustră pe alții. Și face pe evlaviosul, Domnul să vă binecuvânteze, harul și pacea Domnului să fie cu voi. Face pe evlaviosul la comentarii pe internet. Și încearcă cumva să mă denigreze pe mine. Bine, a șters comentariile până la urmă că, nu știu, a văzut că nu are argumente și vorbește iure. Sau s-a enervat prea tare și m-a blocat, nu știu ce s-a întâmplat. Dar comentariile lui n-aveau nimic de face cu mesajul pe care l-am. Erau la mesajul despre rugăciunea din adunare, că trebuie făcută pe rând. Dar el nu s-a legat de asta. Pentru la adunarea la care mergea el, se rugau pe rând. Nu, asta era problema lui. Problema lui era cu mine. Vrea să-și manifeste el disprețul și ura față de mine. Nu știu de ce. Abarnam. Că nu i-am făcut nimic. Pur și simplu, e o gelozie din asta prostească, firească, pe care o are pe mine. Nu știu de ce. E o, o oftică din asta, nu știu cum să o numesc. Dar, e pur și simplu, ofticat pe mine. Da, în fine. V-am făcut portretul ăsta al lui ca să înțelegeți ce tip de oameni sunt la comentarii care fac pe Evlavioși. Și vă îndeamnă la sfințenie. Pentru mine e șocant. Și mai știu un caz cu cineva care îi îndemna pe oameni să citească Biblia. Face pe Evlaviosul că el îi iubește, că ceilalți ăștia din denominații n-au dragoste. El are dragoste. Lui pasă de copiii răpiți. Și el o tratează pe nevastă sa ca pe o sclavă acasă. Face armată cu nevastă sa acasă. Și se comportă urât cu ea. Foarte urât. Dar era de dragoste. Și îndeamnă pe alții la pocăință. Voi vă dați seama în ce înșelare trăiesc cu oamenii ăștia? Asta e înșelarea în care trăiau și farisei. Le spuneau altora ce să facă și ei, viața lor arăta cu totul altceva. Ei vreau doar să facă pe deștepți. Și asta vor și oamenii ăștia. Și ce comod e acum la comentarii, că nu te vede nimeni și nu te cunoaște nimeni. Ce comodie e să stai în spatele unui ecran și să faci pe vlavios? Și asta îi spuneam și prietenului meu din cartier. Că e foarte simplu să faci pe vlavios la comentarii pe internet. Pentru cine nu te cunoaște. Dar eu te cunosc, Dumnezeu te cunoaște, tot cartierul te cunoaște. De ce ai intrat aici la comentarii să faci pe Evlaviosul? Să mă pe mine la pocăință? Să spui că eu n-am duhul? Când știi viața mea și știi viața ta. Nu trebuie să trăim zi de zi împreună. Da? Toată lumea știe că o lună ești bețiv, o lună ești pocăit și asta faci de 10 ani. În continuu. Și tot timpul ne spune la oameni oamenii pe care îi cheamă la biserică și după aceea se duce și bea cu ei, le spune, am căzut, sunt într-o cădere. Acum sunt într-o cădere. Și deci tot timpul lumea când se apropie de el trebuie să-l întrebe, azi ești cu satana sau ești cu Dumnezeu? Cum ești săptămâna asta? Și el îndrăznește să scrie la comentarii după aia de o pocăință mai profundă. Tu n-ai avut parte de o pocăință profundă. Să vorbească de pocăință. El îndrăznește să vorbească de pocăință. Păi vă dați seama în ce șelare se pot afla oamenii ăștia? Mesajul ăsta nu e să îmi spun eu povești de aici. E cumva să fie un îndemn pentru fiecare. Să nu o luați pe calea fățărniciei. Să urâți fățărnicia. Să o urâți din toată inima. Când vedeți că se naște fățărnicia în inimile voastre, să o urâți. Să o tăiați, să o dați afară. Fiind fățarnic o zi, după aia vă veți obișnui așa veți fi și a doua zi, și a treia zi, și a patra zi, luptați împotriva fățărniciei. Domnul Iisus a spus mai întâi de toate, în primul rând, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicie. Asta trebuie să facem în primul rând. Păzește-te de aluatul fariseilor care e fățărnicie. Căci nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit. Oricât te-ai dat tu evlavios pe internet, va fi descoperit. Dumnezeu știe cine ești cu adevărat. Înaintea cui vrei să par tu evlavios și mare sfânt. Nu e nimic ascuns care nu va fi cunoscut. Toate lucrurile vor fi date pe fața la judecată. Pe cine minți? Îi păcălești pe oameni o perioadă sau pe aia de pe internet care nu te cunosc? Abar n-au cine ești și spun, wow, uite ce om e vlavios la comentarii aici. Pe cine minți? Și în general, oamenii ăștia apar la comentarii cu nu judeca. Eu îi numesc secta nu judecaților. Sunt ca o sectă. Nu judeca. Sau mai bine îi predica Evanghelia. Și când vorbesc despre Evanghelie, nici n-ascultă mesaje. Și nici măcar ei, cei mai mulți, nu cunosc Evanghelia. Sunt niște fățarnici. Și în primul rând n-au înțeles cuvintele Domnului Isus. Ei înțeleg cuvintele Domnului Isus exact cum le înțeleg și sodomiții. Ăsta e un fel de imn al sodomiților. Nu judeca, a zis Domnul Isus, să nu mă judeci. Domnul Isus nu ți-a zis să fii mut. Domnul Isus a spus acolo să nu faci judecăți nedrepte. Cum te judeci pe tine, așa să-i judeci și pe alții. Nu ți-a spus să fii mut. Dar așa interpretează ei. Nu judeca, nu vorbi. Ba nu, sunt chemat să vorbesc. Și nu să judec cu oameni, să emit judecăți. Ăsta merge în iad, ăsta merge în rai. Nu, asta e ideea. Sunt chemat să judec învățăturile oamenilor după Scriptură. Învățătura, comportamentul, roadele oamenilor, practicile oamenilor, sunt biblice sau nu? Eu sunt chemat să le judec. Scriptura îi laudă, Dumnezeu îi laudă, pe cei care fac astfel de lucruri. Suntem îndemnați de Scriptură să cercetăm toate lucrurile. Biserica din Efes e lăudată de Domnul Isus că i-a judecat, i-a cercetat pe ea care spuneau că sunt apostoli, că sunt trimiși de el. Și nu erau. Bereenii l-au cercetat, l-au judecat pe apostolul Pavel. Asta trebuie să facem și noi, să judecăm după Scriptură. Ăia se închină toți la grămadă în adunare. E biblic așa ceva? Hai să luăm scriptură. Ce zice Scriptura? Și asta am făcut și eu. Am trecut prin un corinte în 14, am văzut care e rânduiala, am cercetat ce fac ei azi, nu e bine, nu e biblic. Nu am emis judecăți în sensul ăla în care se gândesc ei. Că m-am pus eu în locul lui Dumnezeu, te-ai pus pe scaunul judecătorului, celui prea înalt. Nu asta e ideea. Oamenii ăștia nu înțeleg cuvintele Domnului Isus și nu le înțeleg pentru că nu vor să se lase învățați de alții. Pentru că ei cred că ei cu Biblia atâta. Ei cu Biblia sunt de ajuns, ei sunt cei mai tari, cei mai mari, cei mai grozavi. Cu ei e Dumnezeu, ei au experiențe, toată ziua vorbesc de experiențele lor și ei habar n-au. Nu pot să, să priceapă cuvintele Domnului Isus. Și nu înțeleg Evanghelia. Dar ei toată ziua au experiențe. Oamenii ăștia se crede special, ei singuri, ei cu Domnul. N-au înțeles ABC-ul creștinismului. Ei nu pot trăi într-o comunitate. Nu au acest sentiment al comunității. Ei se crede special. Și asta vine din fire, e o mândrie, e un orgoliu, e o îngânfare firească. Și îngânfarea asta nu îi lasă să crească deloc. În cunoașterea lui Dumnezeu, a voii lui, nu vor să se supună. Nu vor să accepte învățătură din partea altora. Că e secret special. Nu le pasă de voia Domnului le pasă să fie ei bine. Să iasă ei bine. Să facă ei pe valvioși. Asta făceau și farisei. Și comentariile astea nu judeca, mai bine predica Evanghelia sau comentariul meu preferat, mai citește Biblia. După ce le citezi numai versete din Biblie și le armonizezi și le arăți, uite cum se leagă și te chinui să le explici în context toate versetele, ei scriu, mai citește Biblia. Eu cred că toți oamenii ăștia sunt exact ca vecinul meu. de i-am făcut portretul la început. Cred că toți se încadrează în același portret. Sunt niște oameni care trăiesc în păcat, care nu-și cunosc scripturile, și comentează pe internet. Nu, judeca, mai citește Biblia. Pe ei nu interesează ce spui tu, cum argumentezi tu, ei te urăsc din prima. Urăsc tot ce ține de tine. Când ți-au văzut fața, te urăsc. Gata, nu te suport. De-aia găsesc mereu tot felul de scuze. Numai să nu accepte ce spui tu. Ei nici nu te aud ce spui. Oricât te-ai să le explici cu Biblia, cu contextul, nu, nu, nu interesează pe ei lucrurile astea. Ei din prima te-au catalogat drept eretic, nu știi tu nimic, tu vorbești prin fire, tu n-ai Duhul. Fii gata, tu judeci, tu faci, tu dreci, nu ascultă ce spui tu. Mândria nu te lasă să asculți, să auzi bine. Nu te mai lasă să auzi, te urbește. Indiferent cine ți-ar vorbi, mândria te urbește. Când tu te crezi special, mare unz, mare ales, mândria te urbește. Și așa e și cazul vecinului meu. eu se crede mare misionar, mare unz, mare ales, da. N-am auzit de un singur om care să fi întors la Hristos prin el în 10 ani. Oamenii ăștia vor să facă ce n-au fost chemați să facă. Și vor să facă lucrurile astea din mândrie, din orgoliu, să se înalțe pe ei. Oamenii ăștia nu respectă pe nimeni. Sunt niște narcisiști. Vor să se înalțe pe ei și atât. Și eu cred că așa sunt cei mai mulți care fac pe deștepții și interesanți pe la comentarii, ignorând total tot ce am spus acolo. Dacă ai interacționa cu mine, dacă mi-ai spune, băi, versetul ăsta, contextul, nu. Mai citește Biblia, nu mai judeca. Mai bine ai predica Evanghelia. A, alt ciudat de pe internet, care nu e lăsat să predice și predică pe internet. Nu l-au lăsat pentru să predice. Hulește pentru Și tot felul de idei din asta și de mesaje de-astea răutăcioase, care vin din răutatea omului. Și poate unii mai aruncă la sfârșit un Dumnezeu să te binecuvânteze, să pare evlavioși. Dacă eu te simt chiar și în comentarii când ești fals, dragostea falsă se simte, nu poți imita dragoste. Dacă eu te simt când ești fals, cu atât mai mult te simte Dumnezeu, înțelege lucrul ăsta. Fugi de fățărnicie, urăște fățărnicia de ce să faci pe interesantul la comentarii pe internet? Sau de ce să te înalți înaintea altora? Ce ai făcut tu? Ce mare ești tu? Când te întâlnești cu cineva. De ce? Pentru ce? Pentru o slavă? De moment? Și oricum, omul ăla, dacă e firesc, la fel ca tine, nu o să te slăvească. Adică nu rezolvi nimic, ca nu o să zică omul ăla, mamă, ce mare și tare ești tu! Oamenii de obicei îi urăsc, îi disprețuiesc, simt un dispreț pentru oamenii care se laudă. Chiar și cei firești, nu le place. Nimănui nu-i place un om care se laudă și face pe Marele Sfânt. Nimănui nu-i place. Ce rezolvi? Mai ales știind că tu trăiești în păcat. Și ești vai de capul tău, din punct de vedere spiritual. Ce rezolvi că scrii tu comentarii pe internet? De ce să faci asta? Pe cine mi Te face să te simți bine mințindu-te singur? Și problema acestor oameni e cu Dumnezeu. E cu Dumnezeu. Se dau ce nu sunt. Ei nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mă refer că nu-l citesc. Nu-l înțeleg. Da? Ei nu iubesc cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu studiază cu adevărat. Ei doar îl citesc și cred că tot ce acolo e despre ei și ei fac și ei drept și ei singuri cu Dumnezeu au ei mare misiune pe pământ, da? Asta e mentalitatea lor. Sunt îngânfați. Da? Nu sunt calificați să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu? Un om care o lună e pocăit și o lună e bețit, nu are dreptul să vorbească din cuvântul lui Dumnezeu, A trebuit să umble cu capul în jos tot timpul, n are dreptul să mustre pe nimeni, Mintea mea nu poate percepe. Cum poți să faci asta? Când tu te cunoști pe tine, știi cum ești. Cum poți să faci pe vlaviosul, să-i mustri pe alții? Să... Când tu știi cum ești. De ce nu te mustră conștiința? Că în mod normal, pe un creștin, atunci când e fățarnic, îl mustră conștiința. Și o minciună încă mică, dacă a scăpat-o așa, îl mustră conștiința după aia. Vrea să reglementeze lucrurile. Bă, vezi că am zis așa, dar de fapt e așa. Repede, să vă reglementezi ce am spus. Dacă mi-a scăpat ceva fals pe gură. Așa funcționează mintea unui creștin. Tu, 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 tu cum poți să minți în halul ăsta și să fii atât de viclean? Să te dai ce nu ești și să nu te muște conștiința. Cum poți să trăiești așa în lumea ta imaginară? Mințindu-te singur. Și de aia să rătăciști cei mai mulți dintre ei. Din nou, dau exemplu pe vecinul ăsta al meu de 10 ani e pocăit, de cel puțin 10 ani, ce știu eu, și el a rămas încă la definiția cuvintelor Amin și Aleluia. El îți spune care e definiția lui Amin și definiția lui Aleluia. Ăla e stadiul la care a rămas el. Nu știe doctrină, nu știe nimic. Dacă intri el, cu el în conversații doctrinare, habar n -are. Despre Evanghelie, despre, habar n -are. Și dacă nu mă înșel, are probleme și cu Trinitate. De obicei, oamenii ăștia care fac pe viteji au probleme doctrinale. Pentru că dacă ai o doctrină corectă, o să ai și o viață corectă. Și o atitudine corectă față de ceilalți. Și față de tine. Și față de tine. Nu o să te crezi meu zmeilor. Și unsul unșilor. Oamenii ăștia trăiesc într-o lume a lor imaginară. Nu trăiesc în realitate cu picioarele pe pământ nu pot să-și vadă stricăciune, răutate. Nu-și mai simt răutate. Și ce mă șochează pe mine e că parcă nu sunt conștienți de cât de prefăcuți sunt. Ceilalți îi văd că sunt prefăcuți. Sunt evlavioși falși. Vor să pare ei evlavioși și interesanți. Dar ei nu se văd. Adică ei chiar cred că îi păcălesc pe ceilalți chiar cred că poate să contrafacă dragostea adevărată. Și evlavia adevărat. Niciodată. Niciodată nu se poate să faci asta. Orice copil al lui Dumnezeu te va simți imediat. Te va simți imediat. Când ești fățarnic, când te înalți pe tine, te va simți imediat. Pe cine încerci să minți? Ei minți doar pe cei firești care își citesc comentariile pe internet și zic, mamă, ce evlavios e asta. Zice, nu judeca. să ăsta îi judecă pe tot, dar el zice, nu judeca. Domnul să te binecuvânteze. Copiii lui Dumnezeu te simt. Dragostea să fie fără prefăcătorie, spunea Pavel. Feriți-vă de prefăcătorie, de dragoste falsă, de fățărnicie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Și Petru spunea, le orice răutate, orice vicleșug, viclenie, orice fel de prefăcătorie, nu mai fiți prefăcuți. De pismă, de ciudă, nu mai aveți ciudă unii față de alții. Și de clevetire, de bârfă, de defăimare, de ponegrire. Asta a încercat vecinul ăsta al meu care se dă evlavilos, să mă ponegrească pe internet. Și asta încearcă cei mai mulți care comentează. Și nu are ochi de văzut vede. Îi mințiți doar pe cei slabi. Sau pe cei firești. Un copil al lui Dumnezeu nu vă ia în serios. N-are cum să vă creadă. Comentariile alea pe făcute. Terminați cu prăstiile și fățărnicia. Feriți-vă de fățărnicie. Urâți fățărnicia. Dacă mă urâți pe mine, dacă nu vă place fața mea, glasul meu, modul meu de a aborda o situație, mergeți mai departe. Blocați-mă, nu mă mai ascultați. De ce simți nevoia să te dai tu mai sfânt la comentarii? Nu judeca. Mai bine îi predica Evanghelie. De ce simți nevoia asta? Mai ales când tu știi cine ești. Nu zic că toți, dar cred că majoritatea sunt exact ca vecinul ăsta meu. Pentru că nu-și cunosc cuvântul. Și când nu-ți cunosc cuvântul, viața ta nu e cum trebuie. În mod sigur. Ai probleme. Domnul să vă ferească de fățărnicie. Mai întâi de toate, feriți-vă de fățărnicie. Păziți-vă de-a luatul fariseilor, care e fățărnicia. Nu e nimic acoperit care nu va fi descoperit. Nici ascuns care nu va fi cunoscut. Dumnezeu ne cunoaște fiecare intenție a inimii știe de ce facem ce facem. Nu mai fiți fățarnici. Pe voi vă mințiți. Și cu cât acceptați tot mai mult fățărnicia asta, vă veți obișnui cu ea. Vă veți obișnui cu ea. Și soarta voastră va fi soarta fățarnicilor. Veți merge în iad. Veți merge în iad. Nu mai fiți fățarnici. Dacă aveți ceva de zis, spuneți argumentați, dacă nu, nu mai faceți pe Evlavios și la comentarii. E foarte ușor să faci pe Evlaviosul și sfântul la comentarii. E cel mai la îndemână lucru. Să scrii un comentariu, nu o judeca, mai predică Evanghelia, mai citește Biblia. E cel mai simplu. Te face să te simți mai bine? Crezi că o să-și citească ceilalți comentarii și o să zică, wow, ce sfânt e omul ăsta. Uite, ciudat ăsta de pe internet, tu critică aici pe toți, îi judecă pe toți. Asta zice, nu judeca. Nu mai fi vățarnic. Nu mai fi vățarnic.